Yves Saint Laurent spunea că nu trebuie să confundăm eleganța cu snobismul. Însă această capcană ne pândește pe toți atunci când nu avem instrumentele necesare pentru a face diferența. De aceea, la Totul despre Mame, primim în fiecare vineri câte un sfat de la Andreea Raicu, astfel încât să avem reperele necesare pentru a fi elegante, fără a fi ostentative, pentru a avea stil, fără a fi indiscrete, pentru a ne pune în valoare, fără să renunțăm la confort. Astăzi vom vorbi despre ținuta clasică de birou. Știu că acest tip de ținută nu vă oferă libertatea să fiți foarte creative, dar este important să-i dați totuși o amprentă personală. Sunt câteva reguli de care trebuie să țineți cont. Gama cromatică este destul de restrânsă. Negru, bleu marin, diferite tonuri de gri. În același timp, trebuie să aveți grijă la material. Evitați țesăturile lucioase cu aplicații de dantelă sau broderie. E important să alegeți măsura corectă. Sacoul trebuie să fie cambrat, umerii să cadă perfect, iar mâneca să treacă puțin peste încheieturea mâinii. Sacoul cu decolteul în V este cel mai popular și le avantajează în mod special pe cele cu gâtul scurt. Dacă aveți o siluetă subțire, puteți alege un model cu talie înaltă. Puteți purta dupiesul cu o cămașă albă, bleu sau în culori pastel, este combinația clasică și cea mai sigură. Alternativa ar fi o bluză fină din mătase și atunci alegeți materiale opace, cu detalii fine, fără pietre sau alte elemente extravagante. Accesoriile sunt discrete. Pantofii trebuie să fie simpli, cu toc de maxim 10 cm și detalii minimale. Nu purtați culori puternice, roșu, turcoaz, galben, verde sau platforme. Alegeți bijuterii fine, un șirac de perle sau de pietre la baza gâtului, o pereche de cercei. Make-up artistul Mickey Puran și-a propus să-i sculpteze trăsăturile Valentinei și să-i corecteze sprâncenele pentru a echilibra simetria feței. Dacă nu știi să te pensezi singură, este mai bine să apelezi la un specialist. Sprâncenele sunt prea importante pentru a da greș. Hidratează fața și distribuie cu burețelul un fond de ten lichid urmat de puțină pudră în zona ochilor, pe lateralele nasului și apoi pe restul feței. Aplică pe ploape un fard bej sidefat și finisează sprâncenele cu un fard cremos într-o nuanță naturală. Urmează conturul ochilor. Alege un fard vișiniu și aplică-l în colțurile exterioare pentru a scoate culoarea în evidență. Poți insista cu acest fard și la baza genelor. Folosește pe pomeți un fard pudrat în nuanțe de roșu și vișiniu pentru a obține o nuanță specială. Chiar le poți combina între ele. Cu același blush sculptează conturul feței insistând pe maxilare și tâmple. Adaugă mascara neagră într-un strat, iar pe vârful pomeților puțin iluminator pudră. Pentru buze, Mickey a ales un creon mat într-o nuanță naturală, iar peste acesta a folosit un gloss foarte lucios care conferă volum.